Salutare, prieteni, și bine m-am găsit la un episod de Assassin's Creed 2 în limba română. În episodul anterior, ce am mai făcut? Habar nu am, nu mai știu ce am făcut pentru că au trecut vreo 4 zile, cred, de când am mai filmat. Două secunde, vreau să verific și eu o chestie aici. Hai că am început bine în forță acest episod. Așa, bun. Trebuie să verific microfonul de fiecare dată că mi se resetează. Habar nu am din ce cauze. Mai taci din gură, bă. Mai taci din gură. Ah, cred că am făcut misiunea aia... secrete, parcă. Am făcut o misiune secretă, dacă nu mă înșel, în episodul anterior. Și m-am plimbat pe dealurile alea, da, prin munți, bă. M-am plimbat prin munți. Ca bou. A fost episodul ăla forță editat, pentru că m-am plimbat prin munți ca bou. Că am vrut să găsesc armura lui Altair. Și da, în acest episod, da, o să ne ocupăm de armura lui Altair. Pentru că armura lui Altair nu era acolo, era în altă parte. M-am documentat puțin pe net. Holy shit, bă, băiatule, bă. Armura lui Altair se află în altă parte. Hai să mergem prima și prima dată aici. Dar nu mai știu exact unde se află. Asta e faza, am uitat iară. Nu, trebuie să mergem la... la ăsta zi. Unde ne-am antrenat noi prima dată, alături de unchiul nostru, dacă mai țineți minte. Acolo găsim armura lui Altair, dacă mai știți bine, am fost cu unchiul și ne-a... nu mai știu exact, unchiul Mario, așa, unchiul Mario. Și ne-a arătat acolo sanctuarul asasinilor, exact acolo se află și armura lui Altair. Deci acolo trebuie să mergem. Dar nu mai știu exact în ce oraș era. Ia, Florența. No. Nu în Florența și am dat exit fără să vreau. Da, aici. Aici, în Monte Regioni, în vila. Ok. Aici trebuie să mergem. Aici se află armura lui Altair. Abia aștept să o iau. Abia aștept. Abia aștept. Bă, să mă uit și eu pe ceasul ăla cât am început episodul. Că n-aș vrea să lungesc așa episoadele, să le fac de o oră. Bun. Și am ajuns la vila. O să luăm și o grămadă de gold în acest episod pentru că s-a strâns ceva. Și cred că o să și reparăm, că avem 33 de K. O să reparăm toate chestiile alea pe care trebuia să le reparăm. Și sunt tare curios cum arată armura lui Altair. Bineînțeles, exact ca în Assassin's Creed 1, adică cum avea Altair aia veche, dacă mai țineți minte. Și abia aștept să o iau, sincer. Prima dată când am jucat jocul nu am luat-o, că nu știam cum. Dar acum o să o luăm mai mult ca sigur. Prima și prima dată, hai să mergem să luăm tot din chestul acesta. 7538 de franci, ok. Finisher. Și mergem să reparăm chestiile astea. Salute, Claudia. You here to look at the book? Sau nu de aici le putem repara, nu de aici le putem repara, cred. Nu, nu merge. Astea sunt blocate toate pentru că nu le-am reparat probabil, sau nu știu, ceva de genul. A presto, Ezio. Și în ce scuze de freza mea șmechere? Am o freză, mai am. Buongiorno. Salute, ser Ezio. Shall we take a look at the list? Da, cred că la ăsta. Da, 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 da. Aici le reparăm. Le renovăm, mai bine zis. Renovate, mamă. O grămadă. O grămadă. Hai să începem cu asta, ce să facem. Ok. Încă 8000. Le reparăm pe toate până la sfârșitul jocului, bineînțeles. Toate, toate, nu le lăsăm așa. Banca, blacksmith, aș vrea să repar. 12, mamă, mă sparge, mă sparge, frate. O să rămânem fără gol, dar aia e. Doctor, 5000, ok. Sunt bune astea, cred. Încă 7K aici, trebuie să băgăm. Ok, Brodel, 3000, ok, astea văd că sunt mai ieftine, nu mai avem gold. Gata, am rămas săraci. 4000, 4000, 3000, a, nu mai avem nevoie de foarte mult gold, doar aici la bancă, încă, mamă, încă 14K, ok. Buon viaggio! O să are curios dacă s-a mai adăugat ceva aici. Da, 1889, ok. Și o să avem profit de acum, cred. Odată ce le renovăm, adică cred că suntem noi cumva patronii, mă gândesc eu.
Zero francini, este ok. Și armura lui Altair trebuie să fie undeva, dar nu mai știu exact unde. Asta e chestia, că nu mai știu unde. Armura lui Altair. Unde am fost eu cu ăla în sanctuar, dar pe unii pana mea am intrat. Tot undeva pe aici trebuie să fie. Ori e pe afară. Dar nu mai știu unde se află armura lui Altair. Nu știu dacă în locuința asta, sincer să fiu. Cred că o să mă uit puțin pe net și o să revenim imediat. Știu că era destul de greu de găsit. Ia. Ok. A, uite, mai avem una aici, dar nu știu ce trebuie să fac aici. Două statui. Trebuie să facem ceva cu statuetele astea. Ok, cred că aici se află un chest sus de tot. A, uite, văd că sunt mai multe. În regulă, dar nu știu pe unde pana mea să o iau. Hai să mai uităm puțin în vilă. Nu știu, undeva prin apropiere era sanctuarul ăla. O fi sus de tot. S-ar putea să fie sus. Aici nu e nimic. Ok, hai să ieșim din camera asta. Le luăm așa la rând. Deci aici ieșim afară. Nu e bine, cred că pe partea aia la fel. Tot așa ieșim afară. Ia. Da. Ia, era aici o intrare, cred. Nu, asta e, da. Super. Ne aduce tot în acea cameră. Hai să mergem sus. Și dacă nu, o să mă finit, guys, și o să revin eu. Ca să nu stăm aici 5.000 de ani să căutăm. Ok, aici n-are cum să fie. Ba da, cred că aici este. Da. Aici este. Am găsit intrarea. Știam eu undeva prin vila asta, știam. Știam. Asta e intrarea spre sanctuar și aia e armura lui Altair. Guys, în sfârșit am ajuns. Bineînțeles că pe net mi-a părea că și pe acolo puteai să intri. Cred că sunt două intrări. Și odată, activând toate chestiile astea, având toate trofeele alea, să zic așa, iată. Trofei, doamne, relicvii, să le zic așa, vom debloca armura lui Altair. Abia aștept. Ok, arcul deja l-am activat. Am activat acum chestia aia cu ce dă el, nu știu cum îi zice. Ok, următoarea. Cuțitul, knife-ul. Mai avem poțiunea, sabia și șarpele. Ok. Mamă. Nu știu, am emoții puțin așa. Wow, cum arată. Oh my god. Să fac și un screenshot așa frumos. Wow. Super. Așa. Poțiunea. Adică seamănă cu o poțiune sau cu pana mea, o chitară, habar nu am. Și nu în ultimul rând, sabia. Mamă, ce s-a încălcit iară ăsta. Holy shit. Holy shit, man. Armura lui Altair, guys. Armura lui Altair. Thank you, Altair, for this great gift. Mulțumesc, Altair, pentru It acest shield cadou. me from my enemies. O să mă ajute în împotriva inamicilor. Va fi ca un scut pentru mine. Și asta vine, a pus-o pe el? Sau ce s-a întâmplat? Bă, na, tot în armura aceea sau ne-a băgat în armura aia de al lui Altair? Că nu pot să înțeleg. Cred că e tot aceeași armură. Asta ce chestie? What the fuck, man?
Ok. Ia. Astea sunt mai slabe decât ce am eu. Aha, am înțeles acum, dar sunt mai slabi cu minus 2, am înțeles acum. Dar eu nu înțeleg, am luat armura lui Altair sau pana mea, ce s-a întâmplat acolo, că m-a dat afară. Bă. Nu mă duc înapoi să văd ce s-a întâmplat acolo jos. Dacă am luat-o sau n-am luat-o. Că nu prea seamănă asta cu armura lui Altair, sincer să fiu. Sau asta o fi, sau n-am pus-o, sau pana mea. Da, nu mai e acolo, gen. Da, nu mai e. Ia să mă uit eu puțin în inventar. Armor. Da, na. Nu mi-arată ce vreau eu. Altair, uite, asta-i. Equip. Accept. Așa, bă, băiatule, bă. Asta-i, tată, și suntem Altair. Ia că tare curios dacă e bună armura sau nu e bună. Ia câtă protecție are. De fapt, stai că mă uitam acolo sus, în stânga. Bă, are. Da, n-ai mișto, arată mișto. Arată mișto, o suportăm asta până la final, probabil. Chiar arată mișto. Bă, și vreau să merg înapoi cu barca, adică n-aș mai vrea să merg eu cu... Că știi ce am pățit? Știi ce am pățit? Dar nu mai știu de unde am venit, asta e faza nasoală. Dar nu aș mai vrea să merg prin munți, de data asta. Ia. Ok, nu mai avem ce să reparăm. Armor. Ia, putem să mai luăm ceva? Nimica, bă, băiatule, nimica. Nimica. Weapons. Dar nu avem para. Ia. Cea mai bună sabie avem. Uite, asta ar fi. Dar o avem deja, ok. Cum se cheamă? Schiavona. Ia să vedem noi ce sabie avem echipată. Că eu nu m-am uitat la chestiile astea, să vedem dacă le-am echipat sau nu le-am echipat. Weapons. Ok, n-am unii văd eu sabile alea. Sau nu pot să văd. Milan Sword. Milan Sword. Da, cred că e aia. Cred că mi le pun alea cele mai bune. Ha, bă, boss. Ha. Bă, ce-mi place armura asta, șur. Și asta e bună. 42K. Și asta e bună. Da. Cuțit, nu? Ok, hai să ne luăm astea. Ok. Bullets avem. Ok, bun. Ne-am echipat cât de cât acolo. Mamă, îmi place la nebunie. Bine, nu mai îmi place că nu-mi place de Altair, dar îmi place armura. Arătăm exact ca Altair acum, sincer. Ok, și nu e bine pe aici. Hai că am sărit și eu dacă e. Unde-i poarta aia? Aici era. Ok. Parcă mă comport exact ca Altair acum, nu știu. Ok. Și hai să vedem unde trebuie să mergem. În Florența sau fi? Nu mai știu de unde am venit. Nu de aici. Nu de aici. Romagna. O fi aici. Stai să mă uit puțin pe mapă, că nu știu unde e misiunea.
Florența. Nu, cred că nu e în Florența, cred că e în... sau în Florența lui. Hai să mergem aici. Ce o fi, o fi. Ah, da, am pierdut ceva timp și n-am făcut mai nimic, dar măcar am luat armura la Altair, ne-am echipat cât de cât și cred că o să facem și o misiune în episodul acesta. Ia. E bine sau nu e bine? Bă, nu prea e bine, nu? Da, o să mă duc în munți. Deci nu e bine. Nu e bine, tate, mă bag în munți. De ce mă bag în munți? Mergem în alt oraș atunci, nu știu în ce oraș. Ha, ce mă nervează chestia asta. Mă nervează la maxim și aici nu avem niciun vapor de la fie antenă. Fie antenă. Fie antenă că nu avem. Oh my fucking god. Man. Dar nu avem. Ok, hai să mergem prin munți. Doamne. Avem de patrulat mult și bine, guys. Mult și bine. Vă zic de pe acum. Avem ce merge prin munți, din ei plictisim. Dar ce să facem? Ce să facem, guys? Că așa e jocul. Ne bagă în munți. Probabil misiunea în munți, dar nu cred că avem o misiune pe acolo. Hai să luăm și chestul ăsta, că avem nevoie de para. Ok. Da, un drum destul de lung. O să încerc să vă mai zic eu ceva așa pe parcurs, dar nu știu ce să zic. Ce să vă mai zic? Suntem aproape de finalul jocului. Da, cred că mai facem două episoade și finalul pe live. Mai mult ca sigur. După care o să începem Assassin's Creed Brotherhood. Un nou joc din serie. Brotherhood, după aia o să urmeze Roguie. Abia după aia o să urmeze Assassin's Creed 3. Mulți așteaptă Assassin's Creed 3. Dar sunt frumoase și celelalte. Băi, eu tare curios sunt unde este unchiul Mario, că nu a murit încă. Nu ne-am mai întâlnit cu el de ceva vreme. Că cred că pe aici este ieșirea. Nu putem ieși pe aici, ok. Bine că l-am găsit pe ăsta, ok. Hai să mergem în Veneția. Cred că în Veneția este misiunea aia. Sper să fie aici. Hai. Ca să nu mai mă duc prin munți, că n-aș vrea să merg prin munți, că urăsc zona aia. Că am de mers mult și bine. Și să nu mai pierdem timpul. Zim că în Veneția e misiunea. Deci am mers în Veneția, Florența parcă. Da, cred că aici este. Ia. Nu, bă. Dar unde e căcat misiunea asta? Memory start. Nu pot să-mi explic unde este misiunea, unde se află. Sincer, vă zic că nu știu unde e misiunea asta, unde o găsim, pana mea. Bă, ce are asta cu mine? Dă-te morții tăi. Deci, sincer vă zic. Nu pot să-mi dau seama, unde e misiunea? În ce locație? Am fost în Florența, am fost în Veneția. În Sucani nu are cum să fie. A mai rămas o singură locație aia. Acolo fi. Ciudat. Hai să vedem. Bă, mi-e arată că aici ar fi aproape. Cred că aici este ultima, aici sunt 90 de metri. Sau nu? 70? Da, cred că aici undeva. Sau pana mea mai știe. 40 de metri. Da, aici undeva e misiunea. Ok, perfect. Nice.
Aici mi-arată, dar nu e nicio misiune aici. What the fuck, man? Ok, o fi pe partea cealaltă. Foarte ciudat. Foarte, foarte straniu. Ah, și nu pot să merg decât pe aici. Ok, am înțeles. Da, un episod destul de plictisation, așa. Dar ce să facem? Două episoade mai plictisitoare. Imposibil să nu fie într-un altro și episoade de genul ăsta. Da, bă, nu este, fratele meu. Ceva se întâmplă aici, ceva e ciudat. O fi sus, cred că trebuie să mă urc sus acolo cumva. I don't know. Pe aici degeaba vin. Mamă, ce mă nervează, jur. Și nici nu mai pot să mă urc pe aici, what the hell. Ia. Ba da. Deci tot pe acolo e drumul ăla bun. A, uite, acolo sus trebuie să mă urc, da, bă. Am văzut acum. De ce nu m-am gândit la asta din prima? Cum să mă gândesc? Hai să vedem ce se întâmplă aici. Opa. Unchiul Mario. Îi spionează pe ăștia. Ce-au luat ei, ok. Captured the cargo from the skip. Ok, trebuie să luăm acea cutie din, de pe barcă. Chestia aia. Hai să facem acest lucru. Cred că trebuie să-l urmărim pe ăsta, nu trebuie să-l omorâm. Mamă, și-mi place armura asta lui Altair, jur. Ok, da, trebuie să-l urmărim pe ăsta, fără să fim văzuți. El ne va duce la barcă, probabil. La vapor. Deci să-i furăm și pe ăștia așa, bam, bam. Hai că mi-ai furăm, ok. Ok. Taci, bă, din gură. Da, trebuie să păstrăm distanța. Am fost văzuți. A simțit el ceva. Că de-aia s-a întors bulangiu înapoi. Și uite cum merge. A, bă, acum trebuia să-mi vină și ăsta acum. Incredibil. Mamă, n-ar mai fuge bulanciu, adică... Ok. Trebuie să ajungem la docks. La docuri sau cum pana mea îi zice în român. Înțeleg în engleză, dar nu mai înțeleg în română. Ești nebun la cap. Ok, trebuie să avem grijă și de gărzile astea. Ca să nu fim văzuți. Ah! Holy shit. Am fost văzuți, am fost văzuți, nu e bine. Ok, și el o să fugă pe acolo, dar eu cum o să intru în zona aia? Probabil trebuie să mă urc sus. Da. Rapid. Trebuie să ne mișcăm foarte, foarte repede. Mai avem 25 de secunde. Ok, nu știu pe unde a luat-o. Cred că a luat-o prin... Da, prin văgăuna aia a luat-o mai mult ca sigur și mai avem 10 secunde și... Nu e bine, nu e bine! A, uite și... Pulangiul ăsta! Ia de aici, dacă ești prost și ai vrut să mori.
Trebuie să mergem după el rapid. Bă, la cât naiba mai merge ăsta, frate? Că deja ne primăm cu el de 10 minute. Poate trebuie să-l omor și eu nu știam. Deși nu cred. Nu cred că trebuie să-l omorăm. Când ne arată acolo, când ne apropiem, adică pana mea. Nu cred că trebuie să-l omorăm. Că dacă l-o omor acum mă dă de la început, mai bine l-o omoream așa de la început. Hai să-l mai urmărim puțin. Și dacă nu o să-l omorâm, poate așa trebuie, habar nu am. Deși nu cred. Ia uite-l pe ăsta ce bea aici. Da, cred că trebuie să-l omorâm, că ăsta ne învârte în cerc, cred. Sau habar nu am. Acum urcă pe sus. Ok. Hai să mai ne ținem puțin după el, nu știu, habar nu am. Mamă, ce misiune. Bun, ne și zice că trebuie să păstrăm distanța când ne apropiem de el. Dar nu cred că mai are mult și ajungem la destinație. Ia ne uităm puțin pe mapă să vedem. Da, deja ne-am îndepărtat foarte mult. Bineînțeles că el trece pe acolo. Da, bun. Hai să-l așteapte. Nu vrea să sufle vreo greșeală din partea ta. Și a dat cutia aia. Cușca aia sau ce pana mea e. Take the courier in place. Dar cum fac chestia asta? You have 90 seconds. Trebuie să ne cățărăm pe aici, cred. Trebuie să fim, să ne dăm noi drept courier, cred. Dacă nu mă înșel. Ceva de genul. Dar mai întâi să ajungem pe partea aia. Era bine dacă îi puteam omorâ pe ăștia toți când îi descurcam altfel. Hai bă, ce face ăsta? Ok, ăla este. A, am fost văzuți! Fuck. Am fost văzut de către ăsta de sus de aici. Hai să încercăm altfel. Deci trebuie să ajungem acolo. Hai că mă pot urca și eu până acolo. Bă, mai bine nu luam costumul ăsta, că acum mă mișc exact cum se mișca Altair. Ia uite, plin de bug-uri. Grijă mare la ăsta. A, am fost văzut de către altul, incredibil, frate. Trebuie să-i omorâm pe aia de sus, cred. Că altfel nu putem. Nu putem să ajungem acolo. Trebuie să omorâm arcașii. Mamă, misiune grea. Deci trebuie să omorâm prima și prima dată arcașii, neapărat. Și hai să vedem unde sunt arcașii. Deci unul e aici. Ok. Trebuie să urmărim, unul e acolo, ok. Unul e aici. Am cuțit, am, ok. Nu e bine, nici așa. Nu e bine nici cu cuțitele astea. Și cum căcat termin eu misiunea asta? Trebuie să mă furișiez prin spatele lor, cred. Asta mai rămâne. Trebuie să mergem să omorâm pe ăla. Down,
Da, așa, am fost iar văzut. O să dăm field. Bun. Mergem la ălalt acum. Topi jos, topi jos. Dar unde s-a dus căcatul? Ok, bun. Vin încoa. Mamă, am 40 de secunde. Cred că acum pot. Bun. În sfârșit. Ia, ce faci? Cred că s-a deghizat. Gen. Ok, trebuie să luăm cutia, da. Ia. Yes, sir. This is a moment of great importance. A venit momentul la... Make this right. Da, trebuie să ai grijă de cutiuța asta și o vom duce. Asasinești și în de Spaniard. Ok. Deci acum ne dăm drept curier. Exact cum am zis. Și suntem însoțiți de către domnișorul ăsta. Trebuie să ai în grijă să nu fim demascați. O misiune destul de... Și un episod destul de... foarte lung, iară. Altair. O sută de metri, mamă. Poți să și fug, adică pana mea. Hai să mergem înainte, nu cred că trebuie să-l așteptăm. Ba da, trebuie să-l așteptăm pe ăla, adică patul ăla. Și până se mișcă ăsta, frate... Ce-i tuță, urâtule? În ce se uită bulangeul după mine? Foarte puternici ăștia mari. Ok, încă 60 de metri. Nu! A, ok. Ce ai cu mine, omule? Băi, prostule, handicapatule, bără, dă-te-n pâlă, mă, că trebuie să fug. Mamă, frate, cât era să dau fil la misiune acum spre final și trebuia să încep de la început. Trebuie să fiu mai atent. Oh, uite-l pe grăsan. Și acum trebuie să-l omorâm. Acum... N-ai fost urmărit? Everything went perfectly. We have followed the orders exactly as specified. The mission to Cyprus was more difficult than expected. Oh my fucking god. Ezio. It's been some time. Holy shit, man. 1v1, face to face. Rodrigo. You to me. So, where is he? Who? Your prophet. Profetul. Doesn't look like anybody showed up, Rodrigo. How many people have died for this? Câți oameni sunt mai mari pentru asta? And look, there's nobody here. Și uite-te, nu este nimeni aici decât noi doi. Trebuie să luăm mărul ăla. Not to be a believer, and yet here you are. Don't you see him? The prophet is already here. Profetul este chiar aici. Și el este profetul. Ăsta e profetul. Give me the apple. Și dă-mi acum mărul. Acolo se află un măr. Trebuie să-l batem, ok? Bă, na, vreau și eu o armă, pana mea. Zic și eu. Hai, bă, ce face asta? Bă, Altair, da, e clar. E mâna lui Altair aici. Nu mai vrea să... Ia uite. Amin. Altair e puțin mai încetul. Dar cred că o să luăm sabia, că ăsta e foarte puternic. Am zis sabia. Altair.
Da, alta e nu, nu vrea să mă asculte, pur și simplu. Mamă, cât de tare, bă, și eu nu, ăsta nu vrea să scoată sabia, amin. Altă treabă. Mamă, cât de puternic. Aha, trebuie să facem eschive. Dodge. Eu îi zic eschive în loc de dodge. Hai că mi-a ieșit și mie dacă e. Mamă, și i-am dat-o aici. Altă viață. Încă două. Bine-s, bă, bine-s. Asta e tot ce poți? Cum rămâne cu restul oamenilor? N-am nicio idee. Gărzile. Holy shit. A trimis gărzile bulangiu. Și s-a încărcat iară viața. Și sunt gărzile alea foarte puternice, ok. N-am, mă, ce bătălie epică. N-am mai avut de foarte mult timp așa o bătălie din Assassin's Creed 1, cred. Ah! Mi-a dat o bucată și el. Ok. Recomandat ar fi să omorâți gărzile prima și prima dată, ca să nu vă încurce. Oh my fucking god, cât e de puternic ăsta. Hai să mor în garda, mai bine zis. Mai are 3 liniuți. Ok. Amin. Trebuie să batem decât gărzile. A venit și unchiul nostru. Nu-ți face grijă, nepoate, nu ești singur. Vulpea? Oh, a venit și vulpea. Ok, vulpe. Vulpe, că nici nu măcar nu-i vulpe. Vulpe îl cheamă, nu vulpe. Fox înseamnă vulpe, doamne. Ok. Avanti! După el! Unii ăla. A, uite-l pe grăsan. Mamă, câte gărzi au venit, lol. Mamă, ce îi facem? Ce i-am dat-o? Holy shit! Ok, și-a mai rămas decât unul ăsta. Mamă, mamă, cum dă ăsta, frate. Bă, n-am, ăștia ai mei nu fac nimic, ai nicio bucată nu le-a dat. S-a moară tanțeta. A rămas 1v4, 1v5 chiar, mamă. Dați și voi, bă, uite cum se uită ăștia la mine, incredibil, frate. Ăștia se uită la mine cum îl bat pe profet. Da, da, bineînțeles.
Da, pe normal, împreună ar trebui să luptăm, ești nebun la cap. Ok, mai are o leacă de viață și moare. Sau cine știe? Ok. Asta e pentru tatăl meu. Opa. A fugit Bulanciu. Paula. He's gone. S-a dus. We have what we came for. No. I need to go after. Trebuie să mă duc după el. Do you really now? Or are you here for another reason, my son? Teodora. Oh, și Teodora a venit aici. Ce faci tu aici? Toți au venit aici. I came here to kill the Spaniard. I couldn't care less about your prophet. He never showed up. No. But you did. What? A prophet's arrival was foretold. And unbeknownst to us, here you are. Perhaps all along, you were the one we sought. Cosa? Who are you? Niccolò Di Bernardo de Machiavelli. Oh, ăsta e un asasin. I am an assassin. Trained in the ancient ways to safeguard mankind's evolution. Just like you. And each exact one of tine. Us. Assassins? Voi sunteți toți asasini? Paula Vulpe. Mamă, ăștia sunt toți asasini, lol. Este adevărat, nepoate. Noi vom lupta împreună cu tine. Adică... Hai că am tradus eu bine dacă e aici. Ok, și ne-a dat o hartă, ceva de genul. Ok, am aflat o... informație destul de... Opa. Am vrut să fac un ritual. Ia. These are the words spoken by our ancestors that lay at the heart of our creed. Where other men blindly follow the truth. Remember, nothing is true. Where other men are led. Te facem un jurământ, cred. Morality or law. Remember, everything is permitted. We work in the dark to serve the light. We are assassins. Nothing is true. Everything is permitted. Mama, ce fain. It is time, a venit timpul. In modern age, we are not so literal as our ancestors, but our seal is no less permanent. Are you ready to join us? I am. I am. For a while, brother. Și ne va mamă. Benvenuto, Ezio. Binevenit, Ezio. Ești unul de-a nostru acum. Știi ce ai de făcut. Ok. Ce frumos, ce frumos. Îmi place la nebunie. Avem și stilul de asasin acum. Și bineînțeles, sărim și noi, ce credeați. Exact ca un asasin. Holy shit, man. Play along. Completed. Nice, 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 nice. Un episod foarte șmecher. Începutul puțin plictisitor, dar după aia, mamă, frumos, frumos. Veneția Capa Querit, ok. Memory Sequence 11, capitolul 11, ok. Un nou capitol și cred că e și ultimul, cred, sau cred că mai e unul, dacă nu mă știu, nu mai știu exact. Rămâne de văzut oricum. Ah, suntem, ok. Ești ok? Vrei să te oprești? Vreau să mă întorc înapoi, chiar acum. Încerc să vă traduc și eu ce știu, adică nu, să nu credeți acum că sunt un experimentat, vă și eu engleză cu voi, cei care nu știu. S-ar putea unele fraze să nu mi-ase exact cum ar trebui și să mă fac de rușine, dar încerc măcar, mă străduiesc. Rodrigo Borgia is elected pope in 1492, which means Ezio's greatest enemy. Is now also the most powerful man in Italy. In Italy. Always wanted to visit the Vatican. The Vatican? Oh. Well, you're locked in, Desmond. Happy days. Because that's exactly where you're going. Okay. O să mergem în Vatican. Adică, așa ne-a zis. Visit to Vatican. Yeah. Sau tot acolo am ajuns. Dar cred că tot acolo. Ăsta e mărul. Absolutely fascinating. Fascinant. Ce este asta? Ce poate să facă? Explain this, then explain to you why the earth goes around the sun.
You mean the sun around the earth? It's fabricated with materials that shouldn't exist. And yet, this is clearly a very ancient artifact. Da, un artefact foarte vechi. Și cred că are o legătură cu codexurile alea. He called it the apple. Like Eve's apple, of forbidden knowledge. Are you then suggesting that this thing... Oh my god. Okay. This must never fall into the wrong hands. It would drive weaker minds insane. No doubt the Spaniard will be relentless in his desire to gain it back. Ezio, you must protect this with all the skills we have. Trebuie să protejez cu toate skillurile tale. The citadel is walled, protected by cannons, and our ally controls it. Who is this ally? Her name is Katarina Sforza. You don't say. I think I may enjoy this mission. Da. Thank you for everything, my oldest friend. Mersi mult pentru tot, vechiul meu prieten, Leonardo. Ezio tells me you travel off into Milano. I have a grand villa in Toscana. Are o vilă foarte mare în Toscana. Ar trebui să mă vizitez. Ok. Are vile asta. Aș vrea și o vilă de aia. While wearing the Venezia. Hai că am apucat să citesc. Cape notary to William Creeks. Ok, și se pare că am ajuns la Romagna 1488. La asta e penultima parte, dacă nu mă înșală memoria aia de elefant. Da, bă, și cred că trebuie să încheiem și un episod, mamă, am și uitat, ferească sunt, cred că are o oră episodul ăsta. Da, prieten, cam ăsta a fost episodul, sper că v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonașul de like, asta e Caterina, dacă nu mă înșel, Caterina, sau cum n-aia v-a zis ăla. Un subscribe dacă sunteți pe aici și un share să vadă și prietenii tăi de unde am luat armura lui Altair. Eu am fost Mitică, toate cele bune, respect, pa, pa!